Bună ziua! Astăzi m-am gândit să vorbim puțin despre ce înseamnă un sistem de suport emoțional sau de susținere emoțională, cum ne ajută acesta și, mai ales cum nu mai putem noi să construim acest sistem de suport emoțional. Un astfel de sistem se referă la un anumit tip de activități pe care eu le întreprind pe parcursul unei zile sau pe parcursul unei perioade și care mă ajută să ies dintr o stare de disconfort, de panică, de disperare, practic dintr o stare care nu îmi face bine și care aduce la suprafață tot ceea ce înseamnă emoție reprimată sau gânduri negative reprimate. Un sistem de suport emoțional se referă la o anumită ciclicitate a acțiunilor mele pe care eu le întreprind într-o anumită situație, și în același timp se referă și la cultivarea conștientă a unui anumit comportament față de mine însumi, care se bazează pe acceptare și pe înțelegere. Astfel încât un sistem de suport emoțional nu poate fi construit într-o zi. El are nevoie să fie perpetuat prin acțiunile mele pe o perioadă lungă de timp, astfel încât eu, la nivel energetic, să primesc un stimul la care corpul meu energetic ajunge să răspundă constant. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, spre exemplu, dacă sistemul meu de suport emoțional este rugăciunea sau meditația sau o activitate fizică sau um, o anumită persoană cu care comunic la nivel vibrațional și emoțional. Eu am nevoie să am deschise canalele de comunicare energetică cu activitatea sau persoana respectivă și în afara crizei respective. Mai exact, dacă eu acum sunt într o criză emoțională, spirituală, financiară de orice fel, eu am nevoie să știu că pot apela la anumite resorturi emoționale și spirituale pentru a depăși criza. Dar pentru a face acest lucru este nevoie ca eu să fi cultivat în timp pe o perioadă care este anterioară crizei respective, un anumit tip de comportament față de mine. Să mă cunosc, să văd care sunt limitele mele, să văd ce anume îmi place să fac, să văd ce anume mă deranjează la mine și la ceilalți. Și, de asemenea, să fi întreținut și să fi cultivat o anumită relație, conștient și cu disciplină, față de o anumită activitate sau o anumită persoană. Mai simplu spus, pentru a avea relații armonioase cu oamenii din jur, trebuie să muncim la aceste relații. Și această muncă nu este o condamnare, și nu este ceva ce ne deranjează în vreun fel, ci este pur și simplu o dovadă a faptului că suntem acolo emoțional, că suntem implicați și că ne dorim să oferim susținere emoțională și, la rândul nostru, să o primim. Deci, un sistem de suport emoțional se construiește în timp. El este practic o modalitate de a ne conserva din punct de vedere vibrațional și de a nu răspunde instinctiv atunci când ne este frică. Pentru că atunci când îți este frică sau atunci când ești disperat sau speriat, răspunsul tău nu este unul rațional și uh, nu este niciunul care este legat de spirit. Este un răspuns care mai degrabă aduce la suprafață toate traumele tale, și răspunsul pe care îl oferim într-o situație de frică este unul care uh, arată tot ceea ce um, ne temeam că va ieși la suprafață, dar inevitabil acel lucru uh, se întâmplă și se manifestă în viața noastră. De aceea, aici intervine sistemul de suport emoțional. Atât timp cât eu am niște credințe, am niște activități cu care mă identific pe o perioadă lungă de timp, într-un mod cât se poate de constant, adică știu că în fiecare zi eu întreprind această activitate care mie îmi aduce liniște. Poate să însemne această activitate petrec cu 5 minute cu animalul meu de companie. Ascultat o piesă care îmi face bine și mă ajută să mă simt bine din punct de vedere emoțional. Poate să fie conversația cu un anumit. Uh, personaj din viața mea cu o anumită persoană care mă ajută să depășesc acea stare. Dar este foarte important cât de mult efort vreau eu să depun pentru întreținerea și menținerea unui sistem de suport emoțional, pentru că nu mă pot aștepta ca atunci când se întâmplă un eveniment negativ în viața mea sau atunci când lucrurile se întâmplă altfel decât mi-am dorit eu, Ceea ce ni se întâmplă pe parcursul vieții de nenumărate ori, fără să avem control asupra situației respective, nu mă pot aștepta ca totul să se rezolve în mod magic. Este nevoie ca eu să rămân o persoană conștientă, trezită, în acord cu spiritul ei și astfel să pot să depășesc criza de orice natură ar fi ea. În momentul în care eu am pus la punct un sistem de suport emoțional, eu am instrumentele necesare pentru a rămâne suficient de deschis tuturor ajutoarelor care vor veni către mine pentru a depăși acea criză. Și în același timp eu nu mă mai simt prizonier în viața mea, ci încep să înțeleg că și atunci când cred că nu am nici o variantă de răspuns, eu pot să schimb ceea ce mi se întâmplă prin felul în care interacționez la nivel emoțional cu ceea ce mi se întâmplă. Un sistem de suport emoțional se construiește în timp, este la îndemâna fiecăruia, trebuie doar să identificăm ce anume ne face plăcere, ce anume ne ajută, ce anume ne face sufletul să vibreze și să cultivăm acea activitate, astfel încât să putem, ori de câte ori se întâmplă ceva care ne scoate din ritm, să putem să apelăm la acest sistem de suport emoțional și să rămânem centrați. Pe ceea ce contează, adică pe ceea ce spiritul nostru are de înfăptuit și de conștientizat în această existență. Pentru că rolul unui sistem de suport emoțional este acesta, de a nu ne lăsa duși în eroare de ceea ce se întâmplă în afara noastră și de a crede că noi suntem acolo, în afară. Pentru că atunci când rămâi în interior și rămâi înăuntrul tău, orice, orice ți se întâmplă, orice accident are sens. Și acest sens este derivat din faptul că tu alegi să înțelegi și alegi să te identifici cu tine și nu cu acel eveniment traumatizant care ți se întâmplă.